În cei 15 ani de existență s-a achiziționat și sediul propriu al Episcopiei. În anul 2008 s-a obținut recunoașterea juridică, foarte important. S-au întemeiat peste 200 de parohii, s-a organizat slujirea pastoral-misionară în 26 de protopopiate, s-au început 10 comunități monastice, s-au înființat Frăția Nepsis, Asociația Caritabilă a Episcopiei, Centrul de Studii Teologice Sfântul Dionisie Exigul, extensia de la Roma a Facultății de Teologie Iustinian Patriarhul din București și așa mai departe, exact cum spuneați mai devreme, cum a spus înalt preasfințitul Părinte Iosif. Practic, toate aceste realizări arată, de fapt, câți români sunt în Italia. Da, așa este. Și cât de dragoste, cât de mare dragoste au. O dragoste care te cucerește și îți dă putere să crești mai departe. De curând a fost aprobată de către Sfântul Sinod a Bisericii Ortodoxe Române și înființarea unei extensii de master la noi, la Roma, și vom începe cât de curând și în această dupămasă, când reluăm ședința Sfântului Sinod, se va rediscuta și metodologia de acordare a gradelor preoțești. Diaspora nu a fost inclusă inițial în această metodologie, din cauza că niciodată Biserica Ortodoxă Română nu a anticipat, nu a putut să pună în calcul la acea vreme, vorbind de acum 10-15 ani, gândul că așa de mult se va dezvolta diaspora cu număr atât de mare de parohii. Doar în metropolia noastră acest număr depășește, după ultimul raport pe care l-am auzit la adunarea și congresul metropolitan de la Madrid din luna octombrie anului trecut, 700 și ceva de comunități. Cifra oficială poate fi consultată pe site-ul metropoliei și atunci readaptăm și această metodologie după masa aceasta, prin care vom putea să includem și clericii din diaspora, creând un nou centru de acordare a gradelor preoției și pentru clericii din diaspora. Într-un fel, creăm până la urmă o metodologie amorfoză așa între tot ceea ce înseamnă creștere și misionară și pastorală în diaspora cu tot ceea ce se întâmplă în țară și spunea foarte inspirat domnul secretar de stat Gheorghe Cârciu când a fost la noi în Italia, aici mai avem o Românie, în Europa mai există încă o altă Românie, avem România din România și România din afara României și mi-a dat seama că într-adevăr așa este și lucrul acesta l-am realizat la nivel de biserică. Într-adevăr, noi ca și biserică am mai dus încă o Românie în afară. Și atunci, într-un fel, am făcut, îndrăznesc să spun eu, într-un termen tehnic, o replică a tot ceea ce înseamnă pastorație, misiune, activitate socială, pe care o vedem de fiecare dată la tot ceea ce înseamnă jurnal Trinitas în fiecare seară și dimineața, tot ceea ce înseamnă misiunile care se realizează aici. Și vedem același lucru și încercăm să creăm această replică acolo. Lucrurile frumoase care le vedem aici, le readaptăm, le reinventăm și le punem în aspectul potrivit realităților din diferitele țări, fie Italia, fie Franța, Germania, Spania, Portugalia, Anglia și așa mai departe. Un lucru frumos, ați amintit dumneavoastră că am obținut chiar de la început recunoașterea juridică și acum lucrăm la o nouă etapă, la un nou nivel de recunoaștere care sporește până la urmă, am putea spune, și asta este speranța cu noul guvern din Italia, care este de orientare de dreapta și are o sensibilitate mai mare la tot ceea ce înseamnă valori creștine în societate. Sperăm să creștem nivelul nostru de recunoaștere. Acum avem un nivel de recunoaștere care este doar juridic, în sensul că statul italian ne recunoaște și spune, puteți să activați, nu sunteți o asociație, nu sunteți până la urmă o realitate tolerată în această țară, sunteți o realitate recunoscută și lucru important, îndrăznesc să repet, chiar dacă am mai spus înainte, că am trăit până la urmă acest lucru în Franța, unde biserica este sub formă asociativă, chiar dacă este vorba de o asociație cultuală, față de celelalte care sunt culturale sau alte categorii, statul ne recunoaște, dar în același timp nu se implică, nu interacționează în vreun fel, fie el financiar, fie el, adică mergem pe o relaționare, vă recunoaștem, dar
păstrăm acest status quo în care fiecare merge într-un regim de separare pe calea sa. Ori încercăm acum să ajungem la ceea ce se numește inteză, adică ar fi, în termeni mai accesibil publicului din țară, o lege a cultelor care să ne includă și pe noi ca realitate, adică ca prezență creștină, ortodoxă, românească în Italia și să ne ridice la aceleași avantaje pe care le au cultele recunoscute în alte țări, bineînțeles, cum se întâmplă și aici în România. Și doi, asta ar ajuta foarte, foarte mult să putem să facem mai multe misiuni în școlile italiene, în universitățile italiene. La ora actuală avem oficial 160.000 de copii școlarizați în sistemul de școlarizare italian și foarte, foarte mulți, nu am cifra oficială, încercăm și noi să o obținem. Știm puțin așa pe universități, pe mari universități, știm cam câți studenți români sunt, dar pe întreaga peninsulă nu cunoaștem cifra, dar sunt foarte multe mii de studenți români și în universități și pentru ei încercăm să facem ceva, că dacă ne oprim doar la o pastorație care este închisă, am putea spune, doar în spațiul bisericii, atunci riscăm să pierdem generația de după, pe care trebuie să o câștigăm neapărat. Nu putem să stăm închiși doar la generația de acum, care a venit cu valorile tradiționale din țară. Cum facem să le trimitem mai departe? Păi trebuie să ajungem la tineri, trebuie să ajungem la copiii care sunt în grădinițe, școli, școala medie, liceu, școli profesionale, universități, așa mai departe. Și ne-ar ajuta foarte mult și cu misiunea pe care deja o desfășurăm foarte mult, că ați menționat lucrul acesta și m-am bucurat foarte mult. Ați menționat despre activitatea social-filantropică prin asociația noastră, care este singura din diasporă care face parte din Federația Filantropia și a ținut foarte mult la acest lucru și din punct de vedere simbolic, nu din punct de vedere neapărat al realizărilor exterioare care pot fi urmărite și pe rețele de socializare și pe site-ul episcopiei și la televiziune și așa mai departe, dar inimile noastre și în activitatea socială să fie pe aceeași frecvență. Dorim să facem parte în această federație și să fim împreună. Și asta contează foarte mult, din cauza că reușim să ajutăm foarte mult și în țară. Deci nu doar pe cei care sunt în Italia, ci cei din Italia cu tot surplusul pe care l-au să poată să ajute pe cei care se află în nevoi aici în țară. Și doar un mic adaus privind activitatea socială care nu poate fi epuizată în câteva minute, probabil necesită o altă discuție sau o altă emisiune, dar un scurt gând, în acest an și noi am venit cu ceva în plus, și anume cum să ajutăm vârstnicii în acest an omagial dedicat pastorației vârstnicilor, care sunt o adevărată valoare sau plus valoare, îndrăznesc să spun eu. Am venit cu un proiect care se numește Toiagul Nădejdii și care adoptă la distanță, deci românii din Italia pot să adopte la distanță aici în România vârstnici din mai multe episcopii și încercăm fiecare să-și adopte vârstnicii de acolo de unde îi stă mai mult inima, cei de Bucovina să-i adopte pe cei de Bucovina, cei care sunt din Ardeal, din Ardeal și așa mai departe. Și în felul acesta să contribuim și noi și să fim alături de ei. Și până la urmă creșterea noastră să fie creșterea de aici, să ne purtăm împreună și bucuriile și atunci când sunt greutăți să putem să ducem împreună și în felul acesta să arătăm că suntem aceeași parte comună a unei inimi care bate în aceeași direcție și să fim până la urmă o valoare în plus din diasporă pentru Patriarhia Română.